După demisia lui Iulian Ionesi, echipa de fotbal Șomuz Vălticeni a fost condusă în ultimele trei meciuri oficiale de secunzi Florina Ilenei și Adriana Vrămia Directorul sportiv al Vălticenenilor Iulian Daraba a anunțat joi seară că șefia băncii tehnice a fost preluată de Daniel Stoica. Antrenorul rădăuțean a mai pregătit divizionarea a treia în perioada aprilie 2019, iunie 2021. Daniel Stoica este noul antrenor al echipei de fotbal acestei Șomuz Vălticeni. El va fi ajutat pe banca tehnică de către secunzii Florina Ilenei și Adriana Vrâmia, care s-au ocupat de echipă în ultimele trei etape din acest an. Îi urăm bun venit, mult succes și cât mai multe rezultate pozitive, a anunțat Iulian Darabă. După 15 etape desfășurate în actualul sezon al Ligii a treia, se află pe locul 7 în seria din 10 echipe. Fălticenenii au înregistrat în sezonul de toamnă 5 victorii, 3 remize și 7 înfrângeri.